Am continuat cu roiurile 2 și 3. În ăștia, în primul, să zic, am 3 rame cu miere, 6 kg. Dar problema e că nu am populație. Dacă o să... Ăsta e de aici, pe două rame a crescut crescături. A fost ramă întreagă în corp, cu două corpuri de 3 sferturi. Și mi-a crescut în prelungire. De la ăla și la ăsta un pic mai mult. Adică la al doilea, cum ar veni. Deci la primul am ceva rezerve de miere, nu am populație, la al doilea n-am nici populație, nici rezerve de miere. Regina a pontat pe alea 3 rame care le-am avut eu, n-a coborât în corpul de jos, cum am sperat, corpul de jos era plin cu rame negre, goale, n-a coborât, pe semne că a fost și mai răcoare, a continuat să ponteze pe alea 3 rame, populație puțină și nu s-a dezvoltat. Asta două s-ar putea să le unesc, nu știu, să vedem. Să vedem în toamnă. Acum am zis să vă arăt stupișorul ăsta care ziceam eu că nu l-am desfăcut de martie sau aprilie, nu mai știu exact. În sfârșit, exact când l-am scos din iarnă, am tot continuat să bag rame și pe măsură ce umpleam corpurile, în corpuri nu mai căutam. Pentru colegii, pentru domnul Augustin și domnul Lucian din Zăbrani. Și eu sunt curios ce o să fie aici. Și un corp gol, rame de plastic, nici nu s-au atins. Să le scot repede. Polizate foarte tare, n-au și crescături așa, sper că se vede. Dar foițele nu le-a crescut, astea văd că nici nu sunt date. În schimb le-a propolizat, ia să văd dacă se vede, de aici, de jur, împrejur, unde a fost distanța mai mică. Hai. Sunt propolizate în totalitate. De crescut. Filmez mai greu. Imediat golesc și corpul ăsta. Și o să se vadă mai bine. Asta a avut și foiță, văd, de foiță de celofan între corpuri. Așa. Și nu într-o arată cam așa. Deci surpriza o să fie și a mea. Sper să-l las pe un singur corp. Acum e pe două caturi întregi. Și ăsta e gol. Asta un cat și asta un cat. Cuib. Cuib cat, în sfârșit. Oh. Propolis ca la balamuc. O să aibă soția ce răcâi.
Grăbinuțe sunt și sus. Să vedem ce se vede. Asta văd care spațiu aici. E singurul care încep, cred, care încep să desfac cuibul din partea dreaptă, cum uite ori de spate. De ce l-ai fi lăsat așa, nu știu. Asta e placă de miere, jos nu e căpăcită. Asta cred că o să meargă la extras. Uita și peria. Să merg la estras, dar nu știu când. Mai departe. A doua ramă e lipită de jos. Și asta e placă de miere. Nu știu ce miere o fi. Căpăcelele astea sunt cam negre. O fi de asta primăvară, de la salcâm ceva. Deci ăsta cred eu că e singurul care n-a roit. E foarte grea. Mierea, nu știu, e închisă, e căpăcită de mult. Nu știu de ce arată așa. Și aici la fel. Mai departe. Foarte mult propolis. Nu știu dacă se vede, dar e propolis în disperare. Aici. Ia uitați cât propolis. Deci v-am spus, asta nu e deschis de asta primăvară. Am încercat odată, parcă v-am zis, să trag o ramă. Avea coroniță de puiet în partea de jos. Am băgat-o la loc și așa a rămas. Și asta a fost lipită jos. Și asta e placă de miere. Probabil că se opresc ceva și pentru roii ăștia de înainte, cei doi. Dar întâi să vedem cum se dezvoltă. Acum că mi-am lăsat pe un singur corp. Deci asta e plin cu miere. Este plin cu miere. Mierea asta trebuie extrasă.
să nu se acrească, care nu e căpăcită. Nu știu la cine am mai văzut așa, la tei negru, să treci, nene, în laie și matale am mai văzut așa ceva.